Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Gemeni 2020 Este necesar să te pregătești pentru pace și liniște, ceea ce înseamnă că va fi multă timp pentru interesele și dezvoltarea personală. Pe astrograma ta, astrele prezic regularitate la locul de muncă și nu este recomandat să grăbești niciuna dintre situații. Astrele solicită eliminarea colțurilor ascuțite atunci când comunici într-o echipă, pentru a evita neînțelegerile. Ajuteți colegii să fie totuși folositori, unele probleme vor apărea în viața de familie, iar dacă ești liberă de aceste obligații, noile relații nu sunt așteptate. Este necesar să-ți înțelegi cu atenție toate dorințele, să aduci ordine în viața personală. Anul șobolanului pentru tine va fi foarte important, deoarece trebuie să ai multe decizii serioase și responsabile, care în viitor îți vor putea afecta întreaga viață. 2020 poate aduce multe provocări și schimbări. În domeniul profesional este posibilă schimbarea locului de muncă, precum și a stării civile dacă ești deja într-o relație, și, de asemenea, în noul an vor exista schimbări care vor schimba soarta într-un mod imprevizibil. Stelele îți vor putea aduce noroc numai dacă nu te vei teme de viitor. Doar dacă vei fi îndrăzneață și hotărâta, anul 2020 îți va oferi multe surprize plăcute și neașteptate. În luna ianuarie, motoul tău ar trebui să fie expresia, nicio zi fără întâlniri. Tu nu ai un deficit de comunicare. Doar că viața va începe să te împingă constant spre cei mai neobișnuiți și mai interesanți oameni pe care îi poți imagina. Nu te grăbi să folosești conexiunile noi pentru propriile tale scopuri, deși va exista o ispită, deoarece unele dintre ele te pot ajuta în rezolvarea problemelor de lungă durată. Pentru moment, adună informații și întărește relațiile cu mici dar plăcute semne de atenție. În prima jumătate a anului, Propunerile de lucru vor cădea pe capul tău din abundență. Stelele din această secțiune astrogramei tale sunt foarte conservatoare și te sfătuiesc să înfrunți noile orizonturi cu prudență, în pași mici, rămânând în același timp gata să faci un pas înapoi. Această situație va dura până în a doua jumătate a anului 2020, perspectivele se vor deschide în vechiul loc, iar această opțiune este aproape de câștig în a doua jumătate a anului în viață personală, vei fi stabilă și previzibilă. Poate că până în septembrie vei renunța la o astfel de viață măsurată și vei începe să te încurci cu pasiunea. Înainte de a te scufunda în piscina unui roman nou, cântărește totul cu atenție. Dacă trucurile tale sunt deschise, este posibil un conflict major cu un partener, până la decalaj, prin urmare. Astrele sugerează să nu-i răsucești pe ceilalți cu pasiuni extramaritale, ci să-ți petreci timpul veghind asupra ta. Ai grijă de sănătate, de imagine, de autoeducație, în general, Foți visele tale să devină realitate. În noiembrie, începutul lunii decembrie, este momentul să demonstrezi abilități organizaționale. Nu-ți fie teamă de responsabilitate, și în decembrie va exista o șansă de a revigora afacerea, sfera ta de acțiune și profiturile potențiale. Dragostea pentru gemeni în anul 2020, anul acesta este foarte probabil să transformi totul în viața și sentimentele tale. În primul rând, poți să te îndepărtezi astfel încât să uiți de obiectivele stabilite mai devreme, planurile, poți fi complet sub influența celor dragi și aceste lucruri nu va putea fi prevenite nici în relațiile stabile existente. Poți fi gata să uiți totul pentru a te preda la noi sentimente și emoții. De asemenea, nu este exclusă și opțiunea opusă, ca un iubit însuși să prefere pe altcineva. În acest caz, vei experimenta apatie ceva timp, poți suferi din cauza unor sentimente nerecuperate, poți fi chinuită de gelozie. Anul acesta este foarte periculos pentru tine dacă ai o familie, partenerul tău de căsătorie și în general relațiile vechi pot fi supuse unei creuzete de pasiuni, de aceea este puțin probabil să supraviețuiască. Sau se poate ca partenerul tău să fie imperfect? În 2020 el poate face lucruri care se pună capăt relației voastre. Fie că vei încerca singură rolul de Ana Karenina, Că te îndrăgostești de o persoană care ți se pare mult mai atractivă, mai puternică, mai sigură, fie vei experimenta o singurătate temporară ca urmarea trădării. Ambele variante sunt posibile, dar nu obligatorii. Totul depinde de voi doi, de gradul de comunicare în cuplu. Dacă ești cu adevărat singură, atunci căutarea fericirii nu este lungă. Iubitul este chiar lângă tine și chiar vrea să te cunoască mai de aproape, cel mai probabil, se poate să vă fi întâlnit înainte de anul nou. Relațiile, ca și la celelalte semne cardinale, se vor dezvolta foarte repede, dar este adevărat, dacă simți că sunteți perfect potriviți unul cu altul, de ce pierzi timpul? Desigur, există încă obstacole în calea voastră comună, poate că vă afectează educația diferită, o idee despre cum să trăiți împreună. Dar, până la sfârșitul anului, toate aceste diferențe vor dispărea și următorul an 2021 se vor netezi toate. Poate deja în căsătorie. Cariera și banii pentru gemeni în anul 2020. În 2020 vei cheltui mult și nu numai pe tine însă. Îți îmbrăcăminte elegantă, bijuterii de marcă, mobilier scump, cadouri de lux pentru cei dragi, Acestea sunt elementele principale ale cheltuielilor. Din fericire, pe astrogramata veniturile promis să fie considerabile, astfel încât banii să fie suficienți pentru a satisface toate dorințele. Cele mai mari achiziții ar trebui să se facă începând cu a doua jumătate a lunii aprilie până la începutul verii, sau de la a doua jumătate a lunii noiembrie până la prima jumătate a lunii decembrie. Ianuarie și începutul lunii februarie este o perioadă nepotrivită pentru cheltuieli serioase. Pentru aceste luni, este mai bine să te orientezi către un mod de economisire și să acumulezi fonduri. Nu face nici măcar cea mai mică datorie până în a doua jumătate a lunii aprilie. Fondurile proprii vor fi suficiente pentru nevoile de bază și este mai bine să amâni divertismentul scump și să cumperi lucruri valoroase până la jumătatea primăverii. În ultimele zile ale lunii martie, nu lăsa banii altor oameni să fie în mâinile tale. Fiind sub presiunea unui aspect negativ al planetelor, poți deveni împrăștiată și poți pierde. Din a doua jumătate a lunii aprilie până la începutul verii, creșterile de venituri sunt probabil la locul principal de muncă. Aspectele care se formează pe astrograma ta îți vor permite ca circunstanțelor să se alinieze în favoarea ta în aceste zile te poți aștepta la un mare succes și, prin urmare, la bunăvoința autorităților. Rezultatul va fi o propunere de intrare într-o nouă poziție cu un salariu mai mare sau o primă mare. Costurile asociate îmbunătățirii casei ar trebui planificate pentru luna august. Gândește-te asupra designului interior, cumpără lucruri frumoase. Dacă vei decide o mică reparație, angajează pe cineva. Plata pentru munca lor nu va face găuri în bugetul tău. Zeița Fortuna îți va surâde în jocurile de noroc în a doua jumătate a lunii octombrie. Venitul nu va fi foarte mare, dar ceea ce se întâmplă te va distra și te va face să crezi în steaua ta norocoasă. În aceste zile poți cumpăra câteva bilete de loterie. Viața de familie pentru gemeni în anul 2020 nu transfera obiceiurile comandantului în relațiile de familie, mai multă sensibilitate și căldură sunt mai folositoare și binevenite. Dacă te-ai născut în prima decadă a semnului, respectiv între 22 și 31 mai, dacă ești de familie, te așteaptă schimbări în viața de zi cu zi, reparații, modificări grandioase, mutarea într-o casă nouă, nu fi categorică și încăpățânată. Altfel vei rămâne singură. Îngrijeșteți copiii, faceți temele împreună, mergi cu întreaga familie la rudele mai în vârstă. Dacă te-ai născut în a doua decadă a semnului, respectiv între 1 și 10 iunie, muncitoare, deconectează-te și scufundă-te în familie, ieși în natură și, la sfârșitul verii, încearcă să mergi la mare cu întreaga familie, lăsând telefonul și computerul acasă cumpără nu numai lucruri utile pentru casă, dar și cadouri pentru copii și rude. Dacă te-ai născut în a treia decadă a semnului, respectiv între 11 și 21 iunie, evită iubirea de moment și flirtul, altfel strici relația în familie și poți ajunge la divorț. Aceste lucruri îți va afecta atât viața personală, cât și cea publică, totul va fi măsurat în bani și rușine. Sănătatea pentru gemeni în anul 2020, răspunde la cea mai mică indispoziție cu o vizită la medic, problemele funcționale pot fi mult mai dificil de rezolvat. Dacă te-ai născut în prima decadă a semnului, respectiv între 22 și 31 mai, ai, deci fost timp, nu mânca pe fugă, nu întrerupe dieta, altfel problemele de stomac îți vor fi oferite ca bonus gratuit unde mai pui că ulcerul sau colita pot să ți contracareze planurile. Mănâncă alimente sănătoase, renunțe la alcool și, în final, implică-te în sport, doar nu ridica haltere, coloana vertebrală se află în zona de risc. Exerciții de întindere și întărirea mușchilor spatelui vor îmbunătăți postura ta. Dacă te-ai născut în a doua decadă a semnului, respectiv între 1 și 10 iunie, în primăvară, după sărbătorile grele de iarnă, problemele hepatice se pot înrăutăți, ai grijă de prevenție, vizitează un specialist, treci prin procedurile necesare, în vacanță, încearcă să mergi într-o stațiune și să începi tratarea acestui organ, și nu mai fi nervoasă, ficatul este scaunul mâniei și al furiei, ai nevoie de o dietă, proceduri de relaxare, o atitudine pozitivă față de lume și de oamenii din jurul tău. Dacă te-ai născut în a treia decadă a semnului, respectiv între 11 și 21 iunie, excesul de muncă la serviciu îți poate provoca defecțiuni nervoase. Ferește-ți sistemul nervos de stres, exerciții mai multe, plimbări mai multe și somn suficient. Asigură-te că ai ascultat și înțeles opinia medicului personal ai nevoie de exerciții pentru a întări mușchii spatelui și a te destinde. Introd în dietă proteine și produse lactate, uită de alimente grele, grase, prăjite, bea mai multă apă, elimină sarea din dietă și organism, limitează administrarea zahărului. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!